Ce mai mă interesează pe mine încă 20 de ani, cât mai trăiesc? Încă 20, nu? De ce nu mai mult? Și ce să... 30! Crește speranța 40, de viață, nu? 40! Am 60, fac 100? Eu zic că ajută, fac, ce să zic? Fac 100, da? Și ce fac cu ea încă 40 în desfătare pe pământ? Și în mari distracții și desfătări și cu tare și talala și mai râde și lumea. Că lumea râde când te vede în prostii și în tâmpenii. Râde. Că nu te vezi că lumea cum o iubește pe mine, că vede că sunt cu minte, că cu tare, că credință, că cu tare, că milostenie, că cu tare. Vezi? Că și lumea te iubește pe pământ și Dumnezeu în cer. Și ce am nevoie de ele aici încă 40 de ani? Și pe urmă vine scâșnirea dinților. Păi eu am nevoie, mai bine nu renunț la ele. Și uite că eu renunț, dar parcă nici Dumnezeu ce bă, tu renunți. Dar nici nu te las. Ți le dau și toate bucuriile pe pământ. Deci înseamnă Dumnezeu când te iubește, e mare iubire, ți le dă și pe pământ și îți dă și ce să faci ca să le primești în ceruri după aia. Păi aia e veșnică. Desfătare veșnică. Pentru că noi, când va veni trâmbița, vor fluiera toți în trâmbițe, vor trâmbița toți îngerii. La noi, în România, vor trâmbița mai multe sute milioane de îngeri. De ce? Pentru că avem și la străzi, și la cătune. La alții, numai la câte un oraș. Brup, fluieră cu trâmbița. La noi, mai mulți îngeri, care noi ne-a păzit. Că de-aia nu avem așa, că ne-a păzit de draci, de aghiuță. Și atunci când vor suna trâmbițele, și atunci vor învia și morții, și împreună, ăia care sunt vii, când va veni Hristos a doua venire, că va veni pe cer, vom învia în trup nestricăcios, în carne. Deci oamenii morți care sunt morți, ei vor învia, sau noi dacă vom fi atunci, că nu se știe că vine sfârșitul, poate vine, nu e vremea încă. Mai durează 40-50 de ani. Adică după vreme, după cum văd eu așa. Și vor învia, vom învia în trup nestricăcios. Acum suntem trup stricăcios. Ne înviam în carne nestricăcioasă. Și toți vom fi la vârsta de 33 de ani. Și atunci toți cei drepți vor pleca și vor întâmpina pe Hristos pe cer, cu drepții de pe pământ, în dreapta, și vor pleca pe cer când întâmpere cu milioane de îngeri care muzică și trompete, și ăia alalții păcătoși vor vine și vor rămâne jos la scâșnirea dinților. Va face Dumnezeu pământ nou, cer nou. Eu ăla vreau. Pământ nou, cer nou. Și vreau cu Hristos lângă tron. Așa vreau eu. Așa că e un drum pe ăștia toți. Sunt unii oameni, mă, îi văd oameni buni. Uite-vă pe Copos. Om da, ori mai bun ca mine. E zgârcit. Nu intră în Camarea Mirelor. Bă, bun, om bun, super om bun. Ori mai critica să pe care... Nu, eu îl iubesc pe George. Pe George Copos. Da. Că e om bun. Dar îi spun tot timpul pentru că îl iubesc. Băi, George, nu intri în Camarea Mirelor fără milostenie. Deci poți să faci tu ce vrei tu fără milostenie. Nu poți. Că uite ce zice de milostenie, na. Fii atent ce zice. Eu am gură de aur. Asta, eu îl iubesc ce? O scurtă pauză luăm și revenim în câteva momente, doamnelor și domnilor, pentru că vreau să văd dacă domnul Becali are încredere în autorități, în ce se întâmplă în astfel de momente de răstriște, pare că ne rămâne doar să ne rugăm când vedem ce se întâmplă în lumea aceasta. Și ce mai vreau să aflăm după publicitate... Dacă își dorește mai mult, pentru că tot în astfel de vremuri foarte grele, multă lume, mulți telespectatori ne scrie Gigi Becali ar trebui să fie președinte sau să conducă cumva această țară, nu actualii conducători. Răspunsul lui Becali în câteva momente.